Aderarea României la spațiul Schengen, alegerile europarlamentare și importanța continuării sprijinului pentru Republica Moldova și Ucraina au fost principalele discuții abordate de Alfred Simonis, președintele interimar al Camerei Deputaților, la întâlnirea cu Roberta Metzola, președintele Parlamentului European. Aceasta și-a exprimat încă o dată susținerea pentru aderarea României la spațiul Schengen, considerând că trebuie să fie totală și se impune ca un drept care trebuie și va fi respectat. În acest context am reamintit că parlamentarii români sunt promotori Constanți ai procesului tot mai profund de integrare europeană și că ne dorim ca prin votul românilor prezența noastră în viitorul Parlament european să ducă la consolidarea Uniunii și la dezvoltarea politicilor sale centrate pe necesitățile cetățenilor. Convergența ideilor noastre s-a manifestat și în ceea ce privește sprijinul pentru Republica Moldova și Ucraina, susținând faptul că atât la nivel european cât și la nivel național acesta trebuie să continue și să se intensifice, transmite Alfred Simonis.